Bun găsit, dragi prieteni, la această nouă săptămână pe Prima News, emisiunea WWB, cum ar spune Mircea Dinescu, comentăm evenimentele care dau năvală peste noi aici la noul canal de știri și unul dintre ele este acest accident feroviar care s-a întâmplat la începutul acestei zile, practic noaptea trecută, cu vocea lui Ilie Dobre, trebuie să o spunem, la Roșiorii de VD, la Roșiorii de VD, deci acolo, undeva, în gara Roșiorii Nord, un accident feroviar, binevenit pentru presa din România și, în general, pentru actualitatea noastră. De mult îl așteptam, de mult îl pomeneam, acest accident. Până la urmă, el nu este unul teribil de proporțiile celui pe care l-am văzut în Grecia sau, mai de dată recentă, unul care s-a întâmplat în Egipt, unde tot așa câteva persoane și-au pierdut viața. Este aproape inacceptabil de prezentat în România un astfel de subiect, știind că ne paște nenorocul ăsta în fiecare zi de mai bine de 30 de ani. Inacceptabil din punctul de vedere al mâniei cronicarului, da? Al fatalității celor care se uită la această știre, pentru că noi cu cea mai proastă, cea mai vetustă infrastructură feroviară la nivel european scăpăm bazma curată, iată, de atâta timp față de alte țări civilizate și care investesc în căile ferate și care au accidente grave, mult mai frecvente decât România. Este o anomalie pe care, iată, timpul a reparat-o cât de cât în această dimineață. Un tren Intercity care venea, sau Interregio, cum se numesc acum, care venea de la Arad și se ducea spre capitala României, a intrat într-un marfar, spuneam, aproape de ora 4 dimineața, într-una din gările județului Teleorman, Roșiorii de VD, acolo unde s-a produs acest accident. 4 persoane, din informațiile care fuseseră date publicității, au ajuns la spital. Ciocnirea ar fi fost una violentă. Trenul de marfă transporta mașini Ford, aflasem la un moment dat. Ideea este că reprezentanții căilor ferate, care sunt tot o parte a nemernicului stat care ne guvernează, n-au catadixit decât după vreo 10 ore de la accident să convingă finalmente publicul telespectator de acest accident. Până atunci i-au spus că trenurile nu intraseră în coliziune sau n-au confirmat practic accidentul în sine, lăsându-o așa, cumva la mijloc, scârțâind această treabă, exact cum întrețin căile ferate pe parcursul unui an. Este așadar un incident care vine într-un moment în care cu tremurele și accidentele de tren sunt la modă pe planetă sau cel puțin în zona noastră de acțiune. 3 domenii trebuie să rețineți aici. 3 domenii are România de o vulnerabilitate înfiorătoare. E vorba de catastrofele naturale, hai să spunem, cu tremurile și inundațiile în primul rând aici, apoi infrastructura de la Metrorex, trenurile de metrou din capitala României și apoi căile ferate. În toate aceste 3 domenii ne putem aștepta în orice clipă la o catastrofă majoră. Faptul că acestea nu s-au întâmplat de-a lungul atâtor decenii este pur și simplu rodul întâmplării. Am mai tot făcut statistici de-a lungul anilor, vă amintiți cu siguranță, frecându-ne mâinile pentru momentul în care va trebui, fie că ne place, fie că nu, să fim pregătiți. Va veni la un moment dat și un astfel de moment și atunci, sigur, totul se va sparge în capul acestor nemernici care n-au făcut niciodată nimic. Dar ei nici nu-și doresc, da, nu există niciun guvern al României care să fie investit în căile ferate, da, niciun ministru al transporturilor care să fie făcut ceva de Doamne ajută. Noi nu avem, practic, niciun fel de infrastructură la acest nivel. Totul este rodul unei întâmplări și a șansei. Aceasta nu poate să-ți surâdă la infinit. Este încă un moment de tras un semnal de alarmă. Se va vorbi probabil câteva zile, pentru că sunt ca șacalii, ca corbii cei de la televiziunile de știri, în momentul în care prind un subiect dintre ăsta, tind să-l țină o veșnicie la suprafață.
Sigur că e mult mai ușor să vorbești decât să faci ceva, dar fiecare cu răspunderea lui, fiecare cu rolul său. O să mai auzim așadar vorbindu-se și tot felul de dezvăluiri venind din spatele acestui accident, care nu este unul de mari proporții, dar care ne atrage încă o dată atenția că lucrurile pot să o ia razna în orice moment și după aia nu vom mai avea, cum spune francezul, decât ochii la dispoziție ca să plângem. Bun, mergem mai departe la al doilea subiect interesant al acestei zile. Șeful ANPC a declarat despre casele self-scan pe care le-am pomenit și săptămâna trecută, că acestea constituie o discriminare. Introducerea caselor de marcat automate în locul casierilor, în hipermarketuri și în general în magazine, ar fi trebuit luați în calcul și bătrânii. E bine, fraților, ne-a picat mănușa această știre, pentru că de aici și până la șeful CNCD, domnul Ciobi Ostaloș, nu este decât un mic, mic, mic pas. Este clar că și CNCD-ul poate din acest moment să dea o amendă pentru discriminare mașinilor, acestor case de marcat, mașinăriilor în general. Se deschide practic o nouă portiță, 5.000, domnul Ostaloș, cum dați dumneavoastră în cazurile clasice. Sigur că depinde cine este în situația respectivă. Președintele țării nu ia mai mult de 2.000 de lei amendă de la CNCD sau vreun mare granguri de ăsta politic. Noi, în general, suntem cam la 5.000, ăștia, personajele secundare, fără mare implicare, niște nimeni ai societății, în general la 5.000 ne încadrăm. Sigur, dacă face un pic vâlvă știrea respectivă și ai foarte mare dreptate, atunci te întinde între 10 și 25.000, cum s-a întâmplat cu noi zilele trecute, dar încă o dată asta doar la suprafață, pentru că dreptatea nu se face la astfel de comisii, ci la curtea de apel. Sigur că victoria este de partea celor drepți, nu de partea comisiilor spurcate care oficiază în acest sens. Bun, dar ca să revenim la știre, ANPC-ul așadar s-a pronunțat după câteva zile totuși de odihnă, de recul, să spunem, în care probabil ei au chipzuit care să fie până la urmă poziția oficială. România pare nedumerită că, iată, funcționalitățile digitale ale timpului nu se încadrează practic în ritmul în care ne dezvoltăm și noi. Bine că n-au reușit să pună zăgaz și internetului, de exemplu, pentru că noi nu suntem pregătiți. Am mai comentat subiectul ăsta de atâtea ori. Nu avem WC-ul în casă, la țară, dar avem internet, avem telefonie mobilă. Lucrurile astea n-ar fi trebuit să o ia pe făgașul pe care îl cunoaștem. Cum ar fi spus șeful statului aici, trebuie puțină răbdare, cum a spus și în cazul eșecului Schengen. N-ar fi trebuit să se miște lucrurile atât de repede. Ama eu aș informa cu tot respectul acest ANPC, care nu servește publicul consumator, evident, în niciun fel, servește propriile interese și bâlbe, că nu cred că o astfel de decizie se aplică în alte țări civilizate din Europa. Eu nu cred că, de exemplu, în Scandinavia, vreun ANPC-ist dintre ăsta sau vreun șef de la CNCD, bănesc că șeful CNCD-ului în Danemarca e un suedez, iar șeful CNCD-ului în Finlanda e un suedez de asemenea. Nu? În Islanda, probabil că e un norvegian șeful la CNCD. Eu nu cred că în țările astea vine cineva să le transmită oamenilor, bă, stați un pic, că e discriminare. Bătrânii noștri nu știu să folosească cardul, nu știu să folosească aceste mașini care sunt de rit nou. Ai noștri știu să meargă la biserică și să se roage. Asta e activitatea lor. Asta trebuie să facă un bătrân într-o țară în 2023. Cam asta vrea să spună ANPC. Că bătrânii sunt buni să meargă la biserică, nu să pună cardul în fața unui aparat. Am văzut și eu o scenă la un magazin alimentar în acest weekend, în care o bătrânică tot încerca cu un card de la contactless să valideze plata, probabil era luat de la feciorul ei, și doamna de la casă, încă mai exista acolo casieră, o ajuta un pic și ea, nici ea nu s-a descurcat foarte bine, și la un moment dat când au reușit operațiunea, baba da să-și facă cruce, așa cum este firesc, după orice reușită a vieții, absolut orice pune în slujba celui de sus. Ce a spus casierița? În loc să-i zică, doamnă, data viitoare să nu mai mocoșiți atâta. Puneți mâna un pic pe carte să... Da?
vă încadrați și noastră în societate, că astea sunt timpurile. I-a zis așa, doamnă, o să ne punem și sufletul pe card. Asta e o replică de centrul Madagascarului, ăla de unde trebuie vreo 16 ore ca să ajungi până la mare. Da? Madagascarul fiind o insulă, știe domnul Mazăre, fiind o insulă impozantă, așa, de suprafața Franței, practic, ne există drumuri la ei, dar acolo se explică motivele. Primul rând, că au o natură fantastică. Dacă te duci la Antananarivo, în capitala țării, care este exact în centru, cum e Riyadh în Arabia Saudită, să vei vreo 16 ore ca să atingi malurile Oceanului Indian, în orice parte a țării te-ai duce. Da? Deci cam ăsta este nivelul, așa și la noi. Da? Până la urmă, tată, să o luăm încetişor, că nu suntem de nivelul ăsta noi ca societate, iar ANPC-ul sau CNCD-ul trebuie să ne susțină. Nu trebuie să ne mâne prea repede din spate. Ideea este că până la urmă aceste mașini o să se exprime și oameni cu cugetul mai în simțiri decât noi și care o să spună foarte clar, aceste mașini e dracu, aceste mașini e iadul, da? Și ele ar trebui să fie cumva surghiunite de autorități mai repede decât mai târziu, dacă se poate, tocmai pentru că cetățenii nu sunt făcuți pentru asta. Ei sunt făcuți pentru cu totul alte lucruri și n-a venit încă era în care să ne digitalizăm dintr-o dată cu toții. Mi s-a părut o măsură și o luare de poziție efectiv în trend cu vremurile ale autorităților de la București. Aici dăm că nu ne abonăm, dar avem o știre preluată de pe ziare.com care vine și ea un pic să dea peste bot autorităților pe care le numeam mai devreme. 27 de vame și polițiști de frontieră sunt trimiși în judecată de DNA. Ei sunt acuzați că au primit mită de la șoferii care intrau în România din Republica Moldova, spațiu Schengen, totuși, deși aici sigur că nu poate fi vorba de graniță Schengen între România și Moldova, dar așa ca idee, totuși este o frontieră de stat a Republicii Socialiste România, nu? Cum ar fi zis în trecut un prezentator de la TV, nu? Este o frontieră de stat a Republicii Socialiste România, cu o țară vecină și pretină. E bine, 27 de vameși dintr-un foc, nu-i puțin. Noi care ne mândream că la noi la frontiere totul e beton. Nu mai există niciun fel de discuții, totul se practică absolut normal și făceam pe oropsiții și pe nedreptățiții atunci când autoritățile europene ne-au găsit până la urmă nod în papură și evident pe alte criterii decât cel al corectitudinii vameșilor de la frontieră ne-au respins cu spațiu Schengen ca în fabula lui La Fontaine. Și La Fontaine vorbea despre spațiu Schengen numai că un pic codat și poate nu l-a înțeles toată lumea. Da? Deci sunt acuzații ai noștri, eu cred că sunt niște acuzații false în falș, cum ar fi spus Neanicu acum 34 de ani. Sunt niște acuzații care nu țin în momentul de față, chiar dacă sunt făcute de DNA-ul nostru. Acest DNA probabil că este la comanda agenturilor străine și până la urmă a celor care ghidează ideea asta de political correct în spațiu Schengen, unde noi n-avem acces pentru că asta ne este soarta. Suntem până la urmă fluierați greșit de arbitru, furați ca în codru finalmente și nu mi se pare ăsta un semnal. România poate să aibă ce frontiere își dorește. Spațiul ei este în cadrul spațiului Schengen pentru că așa este normal. Noi să dăm mai departe cu furtul și alții să-și vadă de ale lor, că atâta timp cât fiecare fură de la el, o ducem cu toții bine, cum ar fi zis mitică Dragomir. De unde atâta grabă până la urmă, da? Ce mare lucru, că ăia sunt prost plătiți, vameșii. Au condiții dificile, s-au scumpit alimentele. Ouăle, de exemplu, au crescut în România. Prețul ouălelor a crescut cu 33% de la începutul anului. Am înțeles cel mai mare procent din Europa. Păi în condiția asta, cum mai vreți, bă, să-și ia vame și ouă dacă nu iau șpagă? Toate lucrurile astea au o explicație. Au furat pentru că erau prea amărâți. Ăsta e motivul. Asta nu înseamnă că România nu merită în Schengen. A murit Rudel Obreja în acest weekend, în această zi de sâmbătă, fostul președinte al Federației Române de Box, a fost
președinte pe la multe comitete și comisii, 57 de ani a murit de cancer după ce s-a chinuit în ultima perioadă. A stat mai mult în spital decât în pușcărie. El fusese sancționat sever de justiție, 5 ani cu executare în dosarul Gala Bute, unde era acuzat de spălare de bani, de evaziune, de toate potlogăriile posibile. Sigur că a fost un personaj îngrozitor, acest Rudel Obreja, în partea lui academică, să spunem așa, între ghilimele, groase ghilimele, a carierei. Pentru că astăzi puțină lume mai vorbește de cariera de boxer a lui Rudel Obreja, care a fost vicecampion european în 1989 și medaliat cu bronz la mondialele din același an. A participat de asemenea la Jocurile Olimpice. Ca boxer a fost reprezentativ pentru sportul său. Însă din momentul în care, cum se spunea, cu o limbă de lemn fantastică, și-a agățat mânușile în cui, din momentul ăla a devenit însă un personaj de nefrecventat, care venea și dădea lecții pe la televizor, țineți minte, erau de mare amploare intervențiile lui, care ne amenința, exact așa cum fac toți netrebnici ăștia care au ajuns în vârful societății dintr-o poziție pe care, sigur că, inițial nici nu o puteau intui. Clubul sportiv Dinamo, unde el a activat, a făcut acest anunț. Rudel Obreja așadar iese de pe răbojul justiției din acest moment definitiv și ne părăsește la o vârstă tânără, cum spun bunicii noștri, 57 de ani. E o vârstă la care în ziua de astăzi se moare foarte ușor. Vremurile s-au schimbat, nu mai trăiește toată lumea 100 de ani așa cum era tradiția pe vremuri. Bun, un alt subiect care ne interesează în această primă parte a emisiunii și unul, aș spune, de mare amploare, care s-a întâmplat de asemenea în acest weekend în Marea Britanie, conducerea BBC l-a demis din funcție pe Gary Lineker, fostul capitan al Naționalei Angliei și mare fotbalist englez, care avea o emisiune la televizor, un fel de fotbalul inclusiv a noastră, atât doar că el o realiza la BBC, televiziunea publică britanică, și în care își dădea cu părerea și făcea analize spunând lucrurilor pe nume în general. Nu era chiar, din punctul ăsta de vedere, Lineker o oglindă absolută, dar la un moment dat el a comentat pe rețelele de socializare, așa cum se întâmplă peste tot astăzi, omul nu se poate abține în general și pentru că vrea mai mult să ia cuvântul decât îi permite poziția lui pe post. S-a exprimat acolo cu privire la noua lege a imigrației, care echipurile i-ar priva pe cei care vin în Marea Britanie de drepturile esențiale, fundamentale, comparând-o cu atitudinea nazistă anilor 30, de exemplu, în Germania. Imediat, Gary Lineker a fost concediat de BBC, după ce postarea lui pe rețele de socializare a luat foc. Însă ce este surprinzător aici, până aici nimic ieșit din comun, pentru că astăzi așa se procedează peste tot. De fiecare dată când omul are o opinie, încearcă să îi se pună pumnul în gură, este îngrădit imediat de autorități, de oficiali, dar se întâmplă de obicei și de către colegii săi. În România n-ar fi reacționat nimeni, el ar fi fost probabil blamat de niște ONG-uri, ticăloșii ăștia care stau acasă sub anonimat și care comentează l-ar fi înfierat și ei, poate că ar fi avut sigur și niște opinii favorabile, întrucât în calitatea sa de fost mare internațional își crease niște relații, avea niște prietenii, dar surprinzător este că ai lui colegi de la BBC, da? Unii dintre ei într-o primă fază, au anunțat că nu mai apar pe post și că în condițiile în care Lineker este mătrășit, ei nu mai vin la muncă. Cedează funcțiile pe care le au. Conducerea BBC, care este un post de proastă factură, trebuie să o spunem din capul locului, nu i-a mai rămas decât numele și poate în unele situații chiar renumele, dar nu mai are nimic sfânt în el, adică este un fel de TVR, mai trecut un pic prin cultură, așa. A rămas șocată conducerea, pentru că știind în ce lume trăim, ei se așteptau ca până la urmă cu toții să-l blameze pe Lineker, chiar eventual să fie și ars pe rug pentru faptul că și-a dat cu părerea
prostește pe rețelele de socializare, însă atitudinea sa și a celor care l-au susținut a luat amploare în aceste ultime 48 de ore. Astăzi am aflat că el va fi repus în funcție și că de săptămâna viitoare, odată cu reluarea competiției interne în Anglia, weekendul următor își va putea regăsi slujba. Cei de la BBC dând înapoi, văzând că situația a degenerat. Deci de două ori au comis o impietate. Primul rând că l-au concediat, da? Fie și pentru 48 de ore pe unul dintre angajați, pentru că acesta avea o altă opinie decât a societății în momentul de față. Iar în al doilea rând au revenit asupra deciziei pentru că ei nu trăiau decât din aparențe, așa cum trăim și noi cu toții, cum trăiesc autoritățile din România, cum trăiesc în general toți cei din jurul nostru. Totul este superficial. În momentul în care au văzut că a luat amploare această mișcare, această problemă, au revenit pentru că ei știu că trăiesc din mila cetățeanului, sunt în slujba lui, numai în teorie, că încoată BBC nu făcea nimic pentru cetățeni. El făcea pentru propria sa liniște, ca orice televiziune de genul ăsta din Europa. N-avea el grija omului. Nu-l informa corect. Îl informa political corect, adică pe scurt își bătea joc de el. Și atunci sigur că dacă veneai și spuneai numai banalități, cum vedem și la noi pe posturile de televiziune, să spui numai ceea ce n-ar trebui să gândești. Poți să-mi permiți să spun că tu zici la televizor ceea ce nu gândești tu. Nu. Poate că ești atât de prost de chiar începi să gândești ceea ce spui. Dar în orice caz, ideea este să spui ceea ce trebuie să spui. Ceea ce trebuie să se audă. Ceea ce este convențional să se audă. În momentul în care spui altceva, ești blamat imediat dintr-o parte. Nimeni nu-i mai bine plasat decât noi ca să vă vorbească despre această situație. Imediat cum deranjezi pe undeva, trebuie să ți se pună pumnul în gură. Însă, într-adevăr, și Lineker a fost surprins. Noi suntem cu atât mai surprinși, sau am fi cu atât mai surprinși, dacă am vedea că o astfel de atitudine s-ar întâmpla la noi. În România, însă, deocamdată, lucrurile nu vor lua o astfel de turnură, cel puțin în următorii 200 de ani. Da? Nu există nicio șansă ca în România, în momentul în care îți pui părerea la televizor, să te susțină colegii. Da? Și aici sunt bine plasat, ca să știți foarte bine povestea, când m-au trădat cu toții și am rămas singur protestând după o emisiune de televiziune, dar nu te susțin nici colegii de breaslă, care nici măcar nu te citează atunci când preiau o știre dintr-o emisiune de-a ta, ba dimpotrivă, ar face orice numai să nu-și informeze corect telespectatorul. La o emisiune televizată, când au preluat ăștia de la Digi din emisiunea lui Cristache, numai așa spuneau. La o emisiune televizată, sigur că după aia scriau pe ecran, da, preluare, prima news, nu știu ce, că obligă legea cum ar veni. Noi suntem singurii care nu avem nicio problemă să-i cităm pe toți, pentru că ăsta este în slujba telespectatorului. Nu să omiți niște fapte ca să stai tu liniștit, să nu cumva să... Noi nu o să avem niciodată solidaritatea asta și cel mai grăitor exemplu este cu familia Becali, da, care mătura pe jos cu toată presa și în momentul în care ieșea de la un post, intra la celălalt. Nimeni nu s-a gândit niciodată, aibă, pentru că s-a purtat urât cu aia, hai să-i punem și noi botniță definitiv și să-l îndepărtăm. Mă, tata, noi ne furăm căciula unealtă pentru niște mize inexistente. Măcar în lumea asta a lor erau mize totuși, că BBC-ul se vede peste tot pe planetă, da? E altceva, are o altă structură, o altă influență. Așa, la noi nu există nicio miză, că lucrezi la RTV, la Digi24 sau la Antena 3. E zero barat, da? Dar pentru asta tu totuși te vei duce să-l minți pe telespectator, să-i minți pe colegii tăi, da? Să nu-ți faci datoria față de nimeni decât față de stăpânul tău. Să te guduri pe lângă ăla, că atunci îți merge leafa mai departe. Dar ești un ticălos în fundul problemei și asta o să fii pentru totdeauna în ochii celor care te judecă cu adevărat. Bun, ne întoarcem după publicitate. Iată în direct partea a doua a emisiunii cu același BBC care face un anunț important pentru planetă, dar și pentru noi. Finalmente, cum și-a făcut un imperiu imobiliar în Occident fica unui dictator din Asia Centrală? Asta n-ar fi mare lucru de știre, vine din Uzbekistan această doamnă. Uitați-vă puțin totuși aici cum e să faci afaceri imobiliare.
Noi n-am avut parte niciodată, parcă suntem blestemați, de adevăratele afaceri imobiliare, iată-le. Această doamnă, Gulnara Karimova, a fost considerată succesoarea în funcția tatălui său, faimosul Islam Karimov, care a condus Uzbekistanul cu o mână de fier între 2000, adică între 1989 și 2016, când a murit, pur și simplu. Din 2014, Gulnara a dispărut din peisaj, spune englezii, dar între timp s-a apucat cu adevărat de meserie, o meserie care, sigur, a făcut-o celebră peste tot. Deține, în momentul de față, spuneam, un imperiu absolut. Freedom for Eurasia a cercetat registrele de proprietate și de cadastru, identificând cel puțin 14 proprietăți achiziționate înainte de arestarea sa, cu fonduri presupus suspecte în diferite țări, între care Marea Britanie, Elveția, Franța, Dubai nu e o țară. Asta e țară doar pentru news.ro și pentru proștii de la noi. Așa și respectiv Hong Kong, da? Așa ni se spune peste tot. Și când intri la telefonia mobilă să te uiți acolo la date, îți spune Dubai, virgulă Letonia, virgulă Estonia. Nu, bă, Dubai e un oraș. Da? Nici măcar nu e capitală de stat. Capitala Emiratelor Arabe Unite este Abu Dhabi. Deci Dubai face parte din Emiratele Arabe Unite, nu este o țară. Să le transmitem colegilor noștri care au tradus greșit. Asta este, mă. Nu se pricep nici la geografie, nici la limbi străine. Ideea era că, vă spuneam, fata a dispărut din peisaj și s-a aflat ulterior că ar fi fost reținută pentru grave acuzații de corupție. Sigur că mai sunt și la noi doamne de astea care au fost reținute, care sunt acuzate de corupție și care n-au furat niciodată nimic. Doar au fost târâte în justiție de niște neisprăviți. În 2019 ea a fost trimisă totuși până la urmă la pârnaie, pentru că a încălcat termenii arestului la domiciliu. Păi, vedeți un pic să ne mai uităm la poza asta. Câteva secunde, nu e? E cum să nu încalci, bă, regulile arestului la domiciliu? Să se poate nu se vede destul de clar. Ia, uitați-vă aici. Păi dacă doamna asta, de exemplu, era șefa din gara rușiorii de vede, ce s-ar fi întâmplat? Să zicem că ea conducea, nu Răzvan Vasilescu, ea conducea gara de la Roșia. Aveți impresia că mai era vreun accident de tren vreodată acolo? S-a îmbogățit în Occident. Păi da, unde vroiați, bă, să se îmbogățească? Procurorii au acuzat-o că făcea parte dintr-un grup infracțional care controla avere de peste $1 miliard în 12 țări. A nu oarecare țări. Între ele Rusia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ca să continuăm această știre proscrisă. Cazul Karimova este unul dintre cele mai mari cazuri de mită și corupție din toate timpurile. Spune un imbecil, un cercetător de la Universitatea Oxford, Tom Maine, dacă acuză pur și simplu, dar cum vă permiteți, bă, să acuzați toți mojicii ăștia, da? Toți șarlatanii planetei, doar așa, pe niște criterii de ce? Nu e, bă, tata, asta e fica, am spus la începutul intervenției, este fica fostului mare demnitar, nu se nu-i spunem dictator, fostului mare demnitar uzbek, aia poartă același nume, da? Karimov. Bine, ăla a condus Uzbekistanul cam atâta cât a condus și Neanicu România, aproape cam atâta timp. Până s-a prăpădit. Păi, dar ce vroiați, bă, să aibă și el o Zoe de-a lui? Credeți că Zoe, dacă ar fi prins timpurile astea, n-ar fi făcut același tip de business? Că tot pe imobiliare. Pe vremea lui Ceaușescu te băgai în salam, te băgai în oțet, te băgai în mezeluri, te băgai în vinuri, te băgai în ape minerale, hebe. Nu aveai în ce să te băgai. În imobiliare nu se băga nimeni. Nu era nicio miză, era o porcărie. Nici după Revoluție n-a fost nicio miză. Ce era aia să iei un teren și după aia să crești ceva sau să plantezi ceva pe el? Era o idioțenie. Dar unii care au mai explicat problema asta de atâta ori, nu se pricepeau chiar la nimic, au început să construiască niște clădiri acolo ca să se îmbogățească. Și după aia să mărească prețurile, să ne distrugă pe noi definitiv. Firme de contabilitate din Londra, dar și din insulele Virgine Britanice, au acționat pentru companiile britanice implicate în aceste tranzacții
ceea ce ridică noi dubii cu privire la eforturile Regatului Unit de a combate averile ilegale, notează BBC, le-a scăpat până la urmă, doamna respectivă era și greu de prins. Două dintre apartamentele din Belgravia au fost vândute la vest de Palatul Buckingham, au fost vândute în 2013, înainte ca și Karimova să fie reținută. 2017, casa din Mayfair, conacul din Surrey, și în al treilea apartament au fost puse sub sechestru de către britanici. În fine, iubitul Karimovei, n-avea cum să nu fie un nene, un veterinar tot are și ea, Rustam Madumarov și alte persoane despre care se presupune că sunt asociați, cum să fie iubita lui Madumarov, bă? Au fost menționate în documentele oficiale de beneficiari efectivi, în fine, au furat și ăștia de-au stins, dar afacerea până la urmă, iată că a ajuns la suprafață, un articol foarte lung aici, care n-ar trebui să ne intereseze în cel mai înalt grad, pentru că ideea era că au prins-o după ce fata dispăruse din actualitate în termen foarte lung, au prins-o și mă tem că de aici înainte o vamă culată va exista și în viața ei. Toașul Lukashenko se află în vizită în Republica Islamică Iran, haideți să-l vedem cu Ayatollah-ul. Wow, o poză splendidă, splendidă, și culorile celor două state sunt aproape identice. Vedem și drapelele respective, apelurile respective în stânga și în dreapta, Ayatollah-ul și în stânga imaginii tovarășul Lukashenko, ca neanicu exact. Nu mai are de mers decât în două, trei țări de pe glob, s-a izolat din tâmpenia asta de a fi ascultat până în măduva oaselor de ruși. Președintele Lukashenko se află într-o vizită în Iran, unde s-a întâlnit cu președintele Ebrahim Raisi, scopul acestei deplasări, prima după 17 ani. Păi dacă au fost niște ani în care Belarusul n-avea un drum neapărat, acum are un drum clar. Acum se știe exact pe ce cale o apucă. Au fost ani de ezitare, nu i-a prea băgat nimeni în seamă, ei doar s-au înstrăinat de Europa, sigur Lukashenko se făcuse de râs pe la toate instituțiile europene, nu mai băga nimeni în seamă acolo. Dar în sfârșit, acum de când cu Rusia și cu războiul ăsta, unde deocamdată Belarusul n-a crâcnit, pentru că e un stat care știe că riscă multe în cazul în care intră oficial în război alături de Rusia, dar este acuzat oricum de tăinuire, este acuzat de complicitate, este acuzat de evaziune, de multe alte șmecherii. Minsk și Teheranul vor să stabilească legături aeriene directe. Asta n-aș sfătui. Am în vedere ce companii aeriene au cele două țări. Mai bine nu. Îmbunătățirea infrastructurii coridorului de transport internațional nord-sud, de asemenea, contribuie la revigorarea comerțului reciproc. Păi mai au India, mai au China și cam asta e. Coreea de Nord nu te bagă în seamă când vii din Belarus. Vorbesc cu rușii și cu chinezii, nu mai au timp și de tine. Iar asta cu Cuba, cu Venezuela s-au cam îndepărtat. Sunt totuși niște țări aflate prea departe pentru tovarășul Lukashenko ca el să mai facă vizite de pace și de pretinie până acolo. Sunt 10 ani de pontificat Papa Francisc. Fraților, există și o cronologie la dispoziția celor care vor să vadă cam ce s-a întâmplat. Deja 10 ani de când argentinianul Papa Francisc a preluat frâiele la Vatican. 13 martie 2013 era ales suveran pontif. E o dată bună asta, cu mulți de 13, succedându-i Papei Benedict, care demisionase între timp, s-a și prăpădit Papa Benedict. Pontificatul său se distinge printr-o orientare progresistă, se spune, spre deosebire de cea a predecesorilor săi, dar și printr-o serie de evenimente externe și interne, ce i-au solicitat să ia atitudine, să acționeze, atât doar că ele nu rămân decât în registru papal. Singura veste importantă despre un papă este atunci când e ales și când moare. În rest, nu există nimic notabil la suveranul pontif, care este practic cel mai important om de pe planetă alături de președintele Statelor Unite, numai că la el totul e onorific. Papă, vă reamintesc, născut în 1936, în decembrie 36, pe numele său Jorge Mario Bergoglio, născut la Buenos Aires din imigranți italieni, așa cum este tradiția acolo.
Tot pe data de 13, dar în 13 decembrie 1969, a fost hirotonit preot, în 73 a devenit șeful iezuiților din Argentina, în 92 a fost numit episcop de Auca și auxiliar de Buenos Aires și apoi în 98 numit arhiepiscop primat al Argentinei, devine celebru pentru că face naveta la serviciu cu mijloacele de transport în comun. Nu locuiește în palatul arhiepiscopal și își gătește singur. Asta în 98. Era prea cucernic, în orice caz, papa încă de pe atunci se distingea de alții care, evident, fugeau de astea ca dracu de tămâie. În 2001, pe 21 februarie, este numit cardinal de către papa Ioan Paul al II-lea. Astăzi acuzat și el de toate relele și Carol Voitila, care știa de toate abuzurile astea, am văzut recent în Der Spiegel, o știre, știa de toate abuzurile pe care biserica le practica la adresa minorilor. Da, pentru că așa era tradiția și datina n-a făcut mare lucru. E o birocrație imensă și acolo la papalitate și lucrurile astea nu se judecă, din păcate, pe pământ. Sunt judecate ulterior și mă tem că noi nu o să avem acces niciodată la ele. Hai să vedem ce mai discută românii cu robotul Ion, îmbunătățirea sistemelor de educație și de sănătate, creșterea numărului de parcuri și spații verzi, mă tem că Ion aici o să spună pas, fluidizarea traficului în marile orașe, pe asta o rezolvă sigur robotul. Astea ar fi principalele teme, asta după ce s-a convenit că el avea niște texte deja preformatate și că a sa conversație falsă cu premierul Ciucă, până la urmă a fost făcută doar ca să-i păcălească un pic pe români, după care Ion a furat o fotografie dintr-o primărie minusculă din județul Alba, de la Ciugud, chiar la începutul existenței sale, însă un robot crește repede. Probabil crește într-un an cât crește un om în 70 de ani. Atenție că ăsta va deveni robot bătrân în scurt timp și pe mulți dintre noi ne va popi. Scopul său este să ne inducă în eroare, să ne păcălească și, până la urmă, să ne fure și căciula dacă nu ne poate fura portofelul. Da? Aceasta este ideea. Sunt cumva să credeți că cineva vine în sprijinul cetățeanului vreodată în această țară. Este complet fals și complet greșit. Dovada prostiei este că niciun ANPC, niciun CNCD n-a sancționat deocamdată intervențiile discriminatoare ale robotului Ion. Au tăbărât doar pe casele de marcat, în general de la multinaționale. Pentru că știu că acolo e ușor să critici. Românul ăsta a amărât, dacă își face cumpărăturile în piețele de la obor, da, vine imediat și ține isonul. Atunci când tu dai în tehnologizare, când dai în modernism. Da. Aici ăsta fiind aparținând direct de guvernul României, fiind practic în custodia premierului Nicolae Ciucă, robotul Ion are un alt statut. Și nu trebuie să tăbărâm direct pe el. Aici nici Ciobi nu dă nicio amendă la ăsta, că încă o dată nu-l lasă a fi repede schimbat din funcție dacă s-ar apuca să dea amenzi în direcția asta. Nu e raionul lui. El ne amendează pe noi, nu pe robotul Ion. Da? Ca să fie foarte clar. Și ăsta nu va fi deocamdată criticat pentru că e prea modern. Dacă, de exemplu, te înjură în limba lor a roboților, da? O limbă de asta a tehnologiei moderne, nu va fi nici acolo blamat. Cetățeanul va trebui să uite, să meargă mai departe, pentru că inerentele erori ale începuturilor, ale debuturilor stagionale convin și în activitatea roboților, ni se va spune pe urmă. Bun, haideți să vedem un pic o știre interesantă, dacă nu ridicolă, eu aș trata-o totuși în categoria asta. Ministrul de Externe al Ucrainei, e vorba de domnul Dmitri Kuleba, a calificat drept o ipocrizie faptul că Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, nu a fost invitat să vorbească la premiile Oscar. Premii care s-au desfășurat în acest weekend în Statele Unite, a 95-a ediție, dacă nu mă înșel. Mă rog, n-au nicio valoare, evident, atât timp când nu se produc decât porcării, când industria cinematografică mondială nu produce decât borhot, trebuie să câștige cineva și din borhotul ăsta. Dar încă o dată trebuie să cădem acum în patima tuturor premiilor, pentru că atunci când e mediocritate peste tot, niște mediocri vor obține și marile premii. Deci nu are nicio importanță ce s-a întâmplat acolo. Dar uite totuși cum li s-a dat nas acestor nimeni, da? Acestui Kuleba, acestui Zelensky,
Da? Că ei nu au făcut nimic pentru țara lor până să înceapă războiul. Trebuie să reamintim acest lucru cu Răspicat, pe care au devenit niște eroi pentru că s-au pus de-a curmezișul și sigur că acolo meritele lor sunt evidente, dar nu despre asta discutăm. Una e una și alta e alta. În timp ce occidentalii votează pe unde mai apucă împotriva ajutoarelor pe care țările lor le dau Ucrainei, văzând că această țară nu are nici înclin, nici mânecă cu nimeni, în afară de fosta sa prietenă Rusia pe acest pământ, dar chiar în Cehia a avut loc o manifestație de asta de amploare enormă în acest weekend, în care poporul ceh și-a manifestat dezinteresul față de ajutorul dat de țara sa, de Praga, către Ucraina, considerându-l absolut nejustificat, atâta timp cât și ei au nevoie de tot felul de lucruri și nu se întâmplă nimic. Acum nu-i treaba noastră să judecăm dacă e așa sau nu. Țările astea din centrul Europei nu sunt cele mai corecte din punct de vedere politic atunci când știu că nu-i interesul lor la mijloc. Deci n-aș comenta neapărat că nu-i problema noastră, dar mi s-a părut bună asta. Deci dacă nu intervine să spună niște banalități, acum că și l-a făcut pe Joe Biden prieten la cataramă, Volodymyr Zelensky nu mai poate legitima practic planeta niciun astfel de festival. Bă, deci în condițiile astea, fraților, să ne așteptăm să-l primim pe Volodymyr Zelensky la Cerbul de Aur. Sau, de ce nu, la Eurovision? Aș transmite, sigur, prea plecat, așa, sfatul nostru umil televiziunii române, dacă ar putea să-l facă pe Volodymyr Zelensky candidatul României la Eurovision, cred că ar fi un pic mai bine. Că pe arogantul ăla care a fost și la noi acum câteva săptămâni să ne cânte o melodie de aia de nu-i interesa pe nimeni, l-am văzut. Eu zic că Volodymyr Zelensky ar da mai bine la Liverpool sau unde se va ține următoarea ediție decât ar da ăsta al nostru, amărâtul ăsta al nostru, aia, în afară de faptul că avea niște plete, n-avea nimic. Deci, uite pe Zelensky, dacă nu s-au gândit alții să-l luăm noi. Să vedeți cum imediat România devine mare favorită și cum o să ne voteze toți acolo. Da? Că dacă Zelensky nu vorbește la Eurovision, mă rog, el ar vrea să și cânte. Dar măcar să lăsăm să vorbească, am impresia că această competiție nu mai are absolut nicio justificare. Bun, mergem un pic mai departe, altă imagine. Ne vine din Republica Moldova, unde poliția susține că a dejucat un plan rusesc de destabilizare a țării. Este la modă această știre. Înainte de protest, legătură directă cu Wagner. Au fost niște proteste în acest weekend la Chișinău și în Republica Moldova în general, din partea pro-rușilor. Dar asta după ce Maia Sandu și autoritățile de la Chișinău declaraseră recent că vor să instituționalizeze limba română ca limbă oficială a statului Moldav. Poliția a anunțat printr-un comunicat încă din ziua de sâmbătă că are informații clare conform cărora în timpul protestului anunțat duminică sunt anunțate acțiuni destabilizatoare și dezordine în masă. Te poți victimiza cu multe acum. În Transnistria se întâmplă la fel. Ați văzut și recent meciul de fotbal între Șerif Tiraspol și Nis, care a fost delocalizat la Chișinău pentru că moldovenii credeau că separatiștii din Transnistria, adică oamenii rușilor, vor da peste acest meci și vor distruge imaginea Republicii Moldova. Păi nu-i interesa, nu știau rușii că e meci acolo. Meciul s-a jucat între blocuri, finalmente, la Chișinău, pe cel mai oribil stadion din Europa, în momentul de față, stadionul Zimbru. Bun, asta în altă ordine de idei, că de la începutul protestelor de duminică, 54 de participanți, dintre care 21 de minori, au avut un comportament dubios și au folosit obiecte interzise de lege, da? Au fost duși apoi la Inspectoratul de Poliție pentru identificare și documentare. Păcat că n-am văzut imaginile de acolo, e, asta ar fi făcut în conjurul planetei, să vedem ce spuneau autoritățile, milițienii de la Chișinău în momentul în care îi perchiziționau pe aia, pe minori. 21 de minori aveau la ei, ce aveau? Gumă de mestecat, pistoale cu apă, da? Șarpe din ăla care, de plastic, care dădea probabil în coadă, așa, niște matchboxuri furate de pe la ruși. Și cu astea au făcut mare gargară la acest meeting pro-rusesc. Ama noi știam că meetingurile astea în general denotă oarecare stare de libertate. Poți să manifesti nu numai pentru ceea ce își doresc autoritățile să o faci,
Asta e, noi știam că ei sunt mulți proruși acolo. Ăsta e și motivul pentru care, așa cum foarte bine v-am spus zilele trecute, nici statul moldovean n-a luat niciodată nicio măsură împotriva lor. Numai acum când au văzut că Rusia este paria planetei, atunci au cutezat să zică, haideți noi să ne întoarcem și noi cu fața către partea cealaltă, adică către vest, și printre altele și definitivăm și asta cu limba română dacă s-ar putea. Sunt niște pași timizi care nu vor fi urmați însă de lucruri concrete, pentru că știm foarte bine cum stau lucrurile în această parte a planetei. Război în Congo, un început de război civil, poate nu e chiar asta, dar în orice caz trebuie să suflăm și în iaurt niște imagini ca în Cartea Junglei, iată, venite din jungla congoleză, primii morți, 20 de morți, acolo vedem doar niște scrum, a? E o știre aici, 19 persoane au fost omorâte, extremiștii sunt suspectați, hai sigur că fac ce vor în jungla congoleză, informații venite de la Kinshasa, da? Au fost niște atacuri, niște săteni din ăștia au fost rași de pe fața pământului. Nu este însă o actualitate care să primeze. Noi dacă vedem câte un serial de ăsta cu apocalipsa, imediat ia toate premiile posibile. Aici însă nu se dau premii, că vin niște islamiști și rad 3-4 sate din Red de Congo. Asta e fără premii. Și nici nu se face mare vârvă. Noi suntem singuri care vorbim. Da, ce-au fost omorâți așa la întâmplare? 19 cetățeni, poate că între timp sunt 190. Informația n-a mai fost actualizată, dar încă o dată asta nu prinde. Nu prinde la lumea politică corect de astăzi. Dacă erau omorâți 19 germani, era prăpă. De altfel, știrea cu martorii lui Jehova, care au fost asasinați într-o biserică la Hamburg, în nordul Germaniei, acum câteva zile, a făcut imediat în conjurul agențiilor de știri. 6 sau 7 persoane ar fi fost omorâte de un dezechilibrat acolo, un schizofrenic de ăsta care era fișat de poliția germană, numai că aceasta, ca poliția de peste tot, n-a luat cu adevărat în calcul avertizmentele pe care le primise, așa cum au mai făcut atâtea prostii de-a lungul timpului polițaii Săsălăi, și l-au lăsat pe ăla să omoare 7 cetățeni, ăla s-a sinucis. După, dar încă o dată, toată lumea a aflat de asta. Însă de Congo trebuie să sap prin internet zile în șir ca să dai peste câte o știre, că pe noi nu ne interesează decât morții ăștia tip. Da? Avem noi niște morți care contează, restul planetei n-are nicio valoare. Am mai spus-o asta, aștept și eu un ONG să vină să-i susțină și pe congolezi, nu numai pe Săsălăi, atunci când sunt mătrășiți. Că până la urmă tot oameni sunt și ei. În Japonia, 12 ani comemorare de la dezastru nuclear, de la acel tsunami urmat de incidentul nuclear de la Fukushima. 12 ani bătuți pe muchie, aproape că îi prindea și președintele Iohannis acolo și ar fi participat și el la pomana asta. Probabil că erau niște dulcețuri de trandafiri, da? Niște pangolini dintre ei a trecut prin glazură de ciocolată, niște bezele, ceva care ar fi fost la... Nu-i Sebi Zachman aici, că ne-ar fi spus el mai mult că era mai în temă cu Japonia, ce se poate oferi la astfel de comemorare, dar i-a trecut glonțul pe la ureche omului nostru că el, săracul, venise nepregătit pentru un asemenea eveniment. Ce ar fi putut să spună Iohannis? Să comemorați în pace, dragi japonezi. Poporul român este alături de voi în aceste momente. Și noi am avut inundații și incendii devastatoare în acești ultimi 12 ani. Mai ales PSD-ul, bla, 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 că până la urmă să și termină emisiunea și așa putem să-l ascultăm până mâine pe șeful statului. Dar bine că s-a întors viu din Japonia și să-i lăsăm dracului pe ei să-și comemoreze nenorocirile, că noi le avem pe ale noastre. Ne revedem cu bine mâine seară. We'll be right back.